Și așa cum v-am promis, am revenit, dragilor, și pentru că suntem pe a doua oră, trebuie din nou să ne informăm. Și de unde ne informăm noi, dacă nu, de la știri, așa că haideți! Veste bună pentru români, a fost deschis pasajul rutier suprateran construit în sectorul 3 în zona autostrăzii Soarelui. Pasajul de la Paladii va ajuta la fluidizarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone, mai ales pe timpul verii, când sute de mii de turiști merg sau se întorc de la mare. Acesta a fost deja dat în folosință. Noul pasaj rutier suprateran din zona autostrăzii Soarelui a fost deschis. Construcția o să descongestioneze traficul dinspre și spre autostrada Soarelui. Și aș vrea să spun câteva lucruri despre acest pasaj care salvează vieți. Aici salvăm cu acest pasaj multe vieți. Multe accidente au fost aici, în această intersecție, pentru că se venea tare, se vine de pe autostradă, te înveți cu viteză mare, iar aici, pentru că este și foarte aglomerat, unii ori nu vedeau din neatenție, ori forțau trecerea pentru că vreau să ajungă la destinație, repet, din cauza traficului, aici aveam aproape zilnic, chiar și câte 2-3 accidente pe zi, din nefericire. Acest pasaj a fost construit cu ajutorul primăriei sectorului 3, dar și a Ministerului Dezvoltării prin programul de dezvoltare Angel Salini, care are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale. După cum bine știți, în tot programul meu, pe următorii aproape 2 ani de zile, vreau să încurajez cât mai mult investițiile. Investițiile majore în infrastructură făcute prin Ministerul de Transporturi, dar și investițiile făcute de către autoritățile locale, primari, președinți de consilii județene. Pasajul a fost deschis circulației publice, astfel primele mașini au trecut deja peste noul pod, iar în acest context oamenii sunt foarte mulțumiți de această schimbare. Foarte bun. Bun drum, podul este excelent, traficul chiar nu este aglomerat în perioada asta. Infrastructura în România trebuie foarte mult modernizată și e bine că în sfârșit s-a inaugurat și să se construiască în continuare cât mai multe. Dar sigur, orice pasaj fluidizează puțin circulația, nu? Lucrările la pasaj au început în primăvara anului 2022. Potrivit primăriei, podul are o lungime de 344 de metri și a costat 36 de milioane de lei, din care 17 milioane au fost asigurate prin programul Angel Salini. Primăria sectorului 3 are în plan demararea altor lucrări de construcții la astfel de pasaje rutiere. Povestea cenușărese i-a prins viață pe scena teatrului de copii. Peste 300 de școlari din mediile defavorizate din localitatea Vidra s-au bucurat de sfârșitul anului școlar printr-un spectacol interactiv. Cei mici au avut parte de numeroase surprize, precum jocuri cu animatori, cântece și dansuri, dar s-au putut bucura și de dulciuri. Au fost momente pline de emoție, umor și lecții de viață pentru 300 de copii care au sărbătorit încheierea anului școlar. Aceștia au fost prezenți la o adaptare captivantă a renumitei piese de teatru Cenușăreasa, un clasic al literaturii pentru copii. Lucrăm de ceva timp la acest eveniment, ce e drept, l-am amânat, am încercat pe data de 1, când a fost ziua copiilor, însă ne bucurăm, până la urmă marcăm sfârșitul de an școlar și începerea vacanței pentru copii. Mă bucur foarte mult că au venit într-un număr cât se poate de mare. Sunt copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 anișori, clasele 1-4. Și au răspuns afirmativ, abia așteptau acest eveniment. Le oferim un spectacol interactiv de teatru. Va fi Cenușăreasa. Totodată, evenimentul se află la prima ediție și a fost organizat cu ajutorul voluntarilor din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov. Pot spune că Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov s-a gândit să nu treacă așa ușor peste ziua copilului și să aducă bucurie și în unele familii defavorizate din sudul județului Ilfov. Și atunci a pregătit acest eveniment împreună cu asociația Life for Better pentru peste 300 de copii din Vidra și alte localități. Cei mici s-au prezentat la spectacol alături de părinți care au fost foarte încântați de organizare, dar și de reprezentația actorilor de pe scenă. Îți place spectacolul? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult din acest spectacol? De Cenușăreasa și de rege. Foarte frumos. Cum îi vedeți pe copii? Foarte fericiți.
și cu multă energie. Foarte benefic pentru copii, educativ și distractiv. De asemenea, la finalul spectacolului, copiii s-au bucurat de mai multe cadouri din partea organizatorilor. Trupa Pantalone a urcat pe scena teatrului pentru copii cu piesa Cenușăreasa, care a câștigat premiul întâi în anul 2019 ca fiind cea mai bună piesă de teatru pentru copii. Haideți să vedem cum stăm în continuare și cu temperaturile, că dacă e prea mult soare afară, cine știe, poate ne punem și o pereche de ochelari de soare, de care pereche aflăm imediat, dar mai întâi trebuie să aflăm dacă o vom folosi sau nu. Mi-aduc aminte în perioada în care eram în facultate, când venea vara, aveam o singură prioritate. Câți bani avem pe vara asta și de câte ori putem să ajungem la mare de ei. Restul lucrurilor le mai reglai pe parcurs. Însă, eu trebuia să-mi iau și ochelari de soare, că nu puteam sta la soare fără ochelari. Și am găsit eu o ofertă într-un magazin din mall, care nu e de ochelari. E un magazin de haine și cu 30 de lei, bucata, am luat două perechi de ochelari și aveam toată vara, superbi erau. Însă, ce conțineau acei ochelari în lentilă, dacă erau buni sau răi, dacă îmi stricau ochii sau nu, habar n-am. Însă, Teodora Roșoga, medic oftalmolog, este în această dimineață aici, ca să-mi spună cât de rău făceam că îmi cumpăram de acolo ochelari și că îi purtam toată vara. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ne alegem cea mai bună pereche de ochelari? La ce ne uităm? Că eu mă uitam numai la preț. Și tu care e cea mai bună idee? Din păcate, foarte mulți pacienți preferă să aleagă o pereche de ochelari de soare prin prisma prețului. Dar nu întotdeauna aleg potrivit. În primul rând, trebuie să ne uităm să fie o pereche de ochelari de soare calitativi. Iar asta nu se reflectă întotdeauna în preț. Pentru că avem și viceversa, varianta ochelarului de soare foarte scump, care nu este atât de calitativ. Ce trebuie să urmărim noi este calitatea lentilei. Pentru ca ochelarul să ne ofere protecția maximă de care noi avem nevoie, trebuie să avem nevoie de o lentilă cu foarte multe filtre. Filtrele care ne protejează de razele UV, care ne protejează de lumina puternică, sunt de asemenea filtre care oferă o polarizare lentilei, foarte benefice celor care conduc foarte, foarte mult pentru șoferi. Sunt filtrele galbene, care le purtăm în momentul în care facem sporturi de iarnă și avem de-a face cu lumina puternică. Prea mult care... alb. Exact, exact, datorită zăpezii. Deci, principalul atu al ochelarului să fie lentila de calitate. După care ne uităm la ramă. Rama trebuie să fie cât mai mare, să ne ofere o protecție cât mai, pe o suprafață cât mai mare. Okay. De aceea, atât rama cât și lentila trebuie să fie de calitate ca și material, pentru că, de exemplu, în cazul unui traumatism, dacă, Doamne ferește, ne lovim la ochi, atunci ochelarul poate să ne rănească dacă nu este de calitate. Deci și dacă este dintr-un... Am observat un material ca un plastic la foarte mulți care se vând, mai ales, cum spuneam, în magazine, care nu au treabă cu ideea de ochelari, dar vând ochelari. Ar fi mai periculos sticlă sau plastic pentru ochi? Sticla nu se mai folosește, nici măcar pentru ochelarii de vedere. A fost înlocuit cu un plastic special, tot din această cauză. Era foarte grea, se zgria foarte ușor și era periculoasă în cazul unui traumatism. Apropo de ochelarul de vedere cu dioptrie. Avem și pentru pacienții care poartă dioptrii alternativă. Avem atât ochelarul de soare cu dioptrie,
Avem varianta de ochelar heliomat, care în momentul în care e lumină puternică, el se închide, se transformă într-un ochelar de soare, iar când intrăm într-un supermarket, de exemplu, se deschide, devine transparent. Sau avem varianta ochelarilor cu clip-on, este un ochelar simplu de vedere, care vine la pachet cu protecția pentru soare. Pe magnet. Exact, exact, pe magnet. Foarte tare. Practic, toți pacienții pot beneficia de protecție împotriva razelor de soare. Când alegem o pereche de ochelari, sunt anumite simboluri pe care le putem vedea pe ele? Nu știu, ca mici abțipilduri care se pun pe lentilă și așa mai departe, care să ne indice calitatea și filtrele pe care ei le conțin? În primul rând, ochelarul trebuie să-l achiziționăm din centrele specializate. Optici, magazine specializate de ochelari. În al doilea rând, da, trebuie să urmărim faptul că ochelarul de soare de calitate trebuie să aibă marca înregistrată a Uniunii Europene. Și de asemenea trebuie trecute pe ei toate filtrele respective de care spuneam. Ok, dar noi cum ne dăm seama dacă, spre exemplu, nu avem niciun abțipild acolo și punem ochelarul la ochi? Cum putem să ne dăm seama dacă este unul calitativ sau nu? Dacă dispune de aceste filtre, din păcate nu ne putem da seama. Noi ne dăm seama doar dacă ne place culoarea prin care privim, culoarea lentilei. Da, atât. Pacientul, practic, sau clientul de ochelari de soare, practic, doar asta observă. Cum îi stă din punct de vedere estetic, cum îl simte și cum privește. Dacă are un filtru roz sau gri sau albastru, dar din păcate nu ne putem da seama din ochelar pur și simplu doar punându-l la ochi. Aici este cumva, l-aș numi, un debate al necunoscătorilor. Oameni care vorbesc între ei că nu, că trebuie să întunece atât, că dacă te uiți prin el și nu întunecă atât de mult, nu e bun. Păi nu, că trebuie să aibă ca un filtru să fie mai spre verde, să dea acea nuanță. Nimeni nu înțelege nimic, nimeni nu știe care este de fapt viziunea ideală pe care trebuie să o avem printr-un ochelar de soare. Ideea este că nu toată lumea preferă același lucru. Partea cu întunecatul. Iarăși, sunt pacienți care preferă să li se închidă, să fie ochelarul foarte puțin închis la culoare, pentru că dacă au un grad mare de închidere, atunci îi deranjează. Sunt pacienți care preferă cu filtru verde, adică o lentilă verde. Dar ce este important este faptul că atunci când ne luăm un ochelar de soare fără aceste filtre UV, și este închis la culoare, el blochează lumina. Într-adevăr, în ochi nu mai intră lumină. Pupila stă relaxată, este dilatată și atunci cantitatea de raze pe care noi o primim este mai mare. În concluzie, acel ochelar face mai mult rău decât bine. Okay. Fiind foarte închis, practic blochează lumina, e normal, dar nu blochează și filtrul și razele. Există riscul să ne fie afectată vederea dacă noi purtăm prea mult timp ochelari de soare, dacă stăm doar cu ochelarii de soare? Da, este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, dacă purtăm foarte mult timp ochelari de soare, putem să dezvoltăm o fotosensibilitate, adică nu mai suportăm niciun grad de lumină, nici măcar când este norat afară și e ca vampirii. Exact, o lumină difuză. Trebuie să-i purtăm când stăm la soare, când conducem, dar nu chiar tot timpul. Am văzut pacienți care poartă tot timpul și ziua în supermarket și... În același timp, persoanele care nu poartă deloc ochelari de soare, pentru ei există vreun risc? Ar trebui și ei să înțeleagă că, nu știu, poate ar trebui să se protejeze, să-și protejeze ochii atunci când soarele este puternic, mai ales la mare, spre exemplu. Da, sigur că da. Așa cum ne protejăm pielea cu filtre de protecție, cu creme, cu SPF, așa ar trebui să ne protejăm și ochii. În primul rând, pielea din jurul ochilor este foarte sensibilă. Razele soarelui pot să ne afecteze de la ploape până la alte structuri mult mai importante ale ochiului, cum ar fi cornea, retina, și atunci, într-adevăr, trebuie să purtăm acest ochelar. Nu este doar un accesoriu de fashion. Este practic... Accesoriu de protecție. Exact, necesar pentru sănătatea ochilor. Uite, și când tot spuneai că este sensibilă această piele de la ochi, mi-a venit în minte că tot este vară ideea de solar. Sunt oameni care merg la solar și cred că dacă nu au grijă și de ploape, este foarte probabil să... Da, într-adevăr, avem pacienți din mediul rural care nu se protejează și nu s-au protejat și nu se vor proteja niciodată cu un ochelar de soare. De aceea, acei pacienți sunt mult mai expuși la razele soarelui pe perioadă mult mai îndelungată și ei sunt primii care dezvoltă aceste afecțiuni oculare date de soare. Cataracta poate să apară mult mai devreme, arsurile corneene pot să apară mult mai devreme, o degenerescență maculară, adică o îmbătrânire a fundului de ochi poate să apară mult mai devreme din cauza aceasta. Putem avea probleme dacă purtăm ochelarii de soare de vară, să-i purtăm pe aceeași și iarna? Este o problemă? Nu este niciun fel de problemă. Atâta timp cât ne găsim un ochelar de soare
calitativ cu care noi ne simțim bine. Deci nu contează. Nu contează că îl purtăm tot anul sau nu sunt doar de sezon ochelarii de soare. Eu mă gândeam că vara avem poate puțin mai mult galben în jurul nostru, iarna când ninge puțin mai mult alb și că poate ar trebui să avem două perechi separate. Iarna se recomandă cei cu filtru galben în persoanelor care fac sporturi de iarnă. Dar în rest nu, putem să purtăm orice fel de ochelari de soare. Deci doar la schi poate ar trebui să avem puțin mai multă grijă în momentul în care suntem pe pârtie, în rest putem folosi aceeași pereche de ochelari de soare. Mă bucur să au treaba asta. Că în sfârșit mi-am cumpărat și eu anul trecut o pereche de ochelari de soare, de Doamne ajută. Nu am mai mers în mall să-mi caut o pereche de ochelari de soare și mă bucur că iată pot să-i folosesc în ambele anotimpuri. La ce ar mai trebui să fie oamenii atenți? Mai sunt anumite lucruri pe care să le aibă în vedere. Nu știu, mă gândesc că este și o piață foarte în creștere foarte mare a fake-urilor. Adică tu te încrezi într-un brand, vrei să achiziționezi de la un anumit brand, plătești prețul de brand, însă în realitate s-ar putea să ne trezim cu niște ochelari care nu sunt tocmai conform standardelor europene. Ca să nu pățim acest lucru, de aceea recomandăm să fie cumpărați din magazine special amenajate, autorizate, care vând cu garanție, cu factură și așa mai departe. Pentru că putem avea garanția faptului că cumpărăm un produs original, corect realizat și e ceea ce credem noi. Nu... Așadar, ar trebui să fim atenți încă de când alegem comerciantul, pentru că exact. Nu putem vedea de cel mai multe ori cu ochiul liber da, care exact. Sunt diferențele între fake și original și nu, așa nu. Mai departe. Am înțeles, noi nu ne ocupăm cu ochelarul de soare în mod deosebit, adică nu comercializăm, nu avem o optică. Noi ne ocupăm de partea medicală, oftalmologică, dar am înțeles că piața este plină de astfel de fake-uri. Am avut chiar pacient care și-a achiziționat ochelari de soare cu care nu se simțea confortabil și în momentul în care l-am pus la lensmetru, un aparat special, lentila ochelarului de soare măsura dioptrie. Adică, practic, avea inclusiv dioptrie pe acea lentilă. Ok, și nu știa. Nu, lucru pe care nu l-a anunțase nimeni. Doamne Dumnezeule, să ajungi să porți dioptrie fără da. Să știi că porți dioptrie. Da. Iată că este o piață în care trebuie să avem grijă ce cumpărăm, de unde exact. Cumpărăm, da, este să ni se potrivească, important. Să ne placă evident și aspectul, însă mai... Este o investiție pe termen lung, practic, pe care o facem pentru sănătatea ochilor noștri. Îți mulțumim foarte mult că ai fost la noi în această dimineață. Și ne bucurăm mulțumesc foarte mult că am putut eu. Să înțelegem puțin mai bine această enigmă a ochelarilor de soare, mai ales acum în sezonul cald. Îți mulțumim! Mulțumesc mult! Dragilor, aș vrea acum să mergem puțin și în zona muzicală. Pentru că atunci... Doamne, ce se întâmplă cu mine dimineața asta? Este o melodie pe care am ascultat-o în această dimineață și care mi-a plăcut foarte mult, se numește Petale și vă invit și pe voi să o ascultați. Până mă mai trezesc eu puțin. Nu mă frânge, te rog, că n-o să mă poți pune la loc. Când o să mă vezi plecată, o să îți pară rău. Aș fi mai atentă în locul tău. Roata se-ntoarce aproape mereu și o să pățești cum am pățit eu. Să n-ai pe nimeni când ți-e mai greu, poate-i doar un clișeu, dar tu nu știi să fii cum sunt eu. Pentru tine-i simplu tot ce-i sub soare, faci drum din orice cărare, dar tu nu mă înțelegi, ce greu. Nu se face primăvară cu o singură floare, dacă ai lăsat-o fără petale. Chiar dacă nu vreau, că nu-mi dai niciun motiv să mai stau. O să o iau iar de la capăt, să îmi pese de mine. Karma sigur are grijă de tine. Roata se-ntoarce aproape mereu și o să pățești cum am pățit eu. Să n-ai pe nimeni când ți-e mai greu, poate-i doar un clișeu. Roata se-ntoarce aproape mereu și o să pățești cum am pățit eu. Să n-ai pe nimeni când ți-e mai greu, poate-i doar un clișeu. Dar tu nu știi să fii cum sunt eu. Pentru tine-i simplu tot ce-i sub soare, faci drum din orice cărare, dar tu nu mă...
Iustina, dragilor, în platou cu noi aici. Bună dimineața și bine ai venit la noi. Bună dimineața și eu bine v-am găsit. Super piesă. Spune-mi, te rog, cum a apărut ea pentru tine? Este o piesă așa fresh, de vară, e numai bună în perioada aceasta. Fresh de vară cu o poveste puțin tristă în spate, pentru că atunci când simți foarte multe chestii, emoții, sentimente se adună, la un moment dat simți că nu mai poți să le ții în tine, știi? Și trebuie să faci ceva cu ele, le canalizezi și eu am făcut asta și am făcut pe tare. Eu n-am îndrăznit să întreb dacă este poveste reală sau așa mai departe, dar mă bucur foarte mult că ne-ai spus tot treaba asta. Sunt transparentă. Cred că în momentul în care nu simți ceea ce creezi, nu are același efect. Da, nu clar, cred că are cum să fie piesa la fel dacă tu o scrii fiind într-o cu totul altă stare, nu-i așa? Da, cel mai important e să transmiți publicului, să fii tu acolo cu tine și cu ei. Și filmarea mi-a plăcut foarte mult clipul, îmi spune înainte să intrăm în direct că l-ai chinuit puțin pe acel băiat. Da. Cine a venit cu acest concept al clipului? Eu am venit și cu toate nuanțele de alb, toate cadrele, adică m-au ajutat și băieții, dar în principiu eu. Am simțit că trebuie să fie undeva într-o corelare cu natura, cu iubirea, natura și noi, practic, povestea noastră. E un mesaj puternic și mi se pare foarte, foarte tare că tu, ca artist, tu centrezi, tu dai cu capul. Da. Adică tu, practic, te ocupi și de cadrele din clip, te ocupi și de crearea piesei propriu-zise. Da. Și cred că e foarte important ca artist să înțelegi tot 360-ul unei producții muzicale. Să știi tot procedeul, tot procesul prin care s-a trecut. Pentru că altfel, poate lucrurile nu ies de multe ori așa cum ți le-ai imaginat tu. Și tu nu ești fericit și când artistul nu e fericit, nici creația nu are cum să fie una valoroasă. Trebuie să ai așteptări înalte și să le atingi. Exact, exact. Da. Ce planuri mai ai vara aceasta? O să plec cu dansurile, că fac parte și într-un ansamblu de muzică populară. O să plec în Grecia, o să reprezentăm România. Am un plan să mai scriu niște piese, tot așa, să le fac, să le lansez. Și Doamne ajută să iasă toate. Cum reușești să combini dansul și muzica? Ele cumva natural se combină, adică vine de la fire, de la sine să le combini. Dansul, muzica, nu există muzică fără dans sau dans fără muzică, nu? Deci nu poți alege, vreau să te întreb dacă ar fi să alegi neapărat una dintre ele. O preferată n-am. Nu se alege. De cât timp dansezi și de cât timp cânți? Cam cum este balanța între cele două? Deci și dansezi și cânt de la vârsta de 6 ani, ceea ce înseamnă 10 ani de când dansezi și cânt. Adică, practic, de când mă știu. Atunci, clar, dacă ai plecat pe drum cu amândouă, cu siguranță așa va rămâne, va rămâne treaba. Proiecte muzicale în această vară? Mai așteptăm ceva? O să colaborez cu o trupă care este de la Buzău și o să facem niște cover-uri super frumoase. O să facem și de la piesa mea, piesa live. O să o punem pe YouTube, așa că stați cu ochii pe Iustina Oprea. Foarte tare, mă bucur foarte mult că ne-ai spus acest lucru și te așteptăm să știi și atunci, în momentul în care vei lansa. Ușa e deschisă aici la platou la Metropola TV, uite, chiar dacă uiți acolo, chiar la propriu că e deschisă puțin acolo, mereu e crăpată puțin. Da. Te așteptăm cu drag să vii la noi să mai povestim. Și eu abia aștept. Dragilor, și astăzi este o zi foarte, foarte, dar foarte importantă pentru noi, pentru români. Este ziua Drapelului Național, așa că vă invit să aflăm puțin mai multe informații despre acesta. Colorul, ca simbol al națiunii românești, apare la începutul secolului XIX, odată cu renașterea națională a României. Astfel, este de remarcat prezența celor trei culori de pe pânza drapelului răscoalei lui Tudor Vladimirescu, în cadrul căreia li se atribuie pentru prima oară semnificația libertate, albastrul cerului, dreptate, galbenul ogoarelor, frăție, roșul sângelui. Tricolorul a fost adoptat întâi în țara românească în 1834 ca drapel de luptă, când domnitorul reformator Alexandru Ghica a supus aprobării sultanului Mahmud al II-lea modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Acest model era un steag cu fața roșie, albastră și galbenă, având și acesta stele și pasăre cu cap în mijloc. Culorile roșu, galben și albastru ar fi fost utilizate încă din vechime de către români ca simbol al lor sau de alții pentru a-i desemna pe aceștia. Aceste culori se regăsesc pe diplomele emise de Mihai Viteazul, pe scuturi și pe stemele nobililor din secolele 17 și 18. Ideea formării tricolorului național prin contopirea culorilor drapelelor Moldovei și al țării românești a apărut în anii 1850 după folosirea în Revoluția de la 1848 de către revoluționari a steagului tricolor ca drapel al întregii Românii.
După mica unire, de la 24 ianuarie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a decretat la 22 iunie 1861 tricolorul ca fiind drapelul civil oficial al Principatelor Unite. Odată cu unirea Transilvaniei cu România, de la 1918, tricolorul devine firește și steagul regiunii intrate în componența României, precum și a altor regiuni care au format România Mare, Banatul, Bucovina și Basarabia. Ziua Drapelului Național se sărbătorește la data de 26 iunie, zi proclamată prin lege în 1998. Conform legii, această zi va fi marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări culturale consacrate istoriei României, precum și prin ceremonii militare specifice organizate de Ministerul Apărării Naționale și de Ministerul de Interne. Îl am alături pe Florin Lixandru, kinetoterapeut, la fel cum v-ați obișnuit în fiecare săptămână, cu un subiect foarte, foarte tare. Bună dimineața, Florin! Bine ai venit la noi! Bună dimineața! Bine vreau să-ți povestesc un lucru neapărat. Eu sunt fericitul posesor al unui platfus. Doar unul, nu, două, practic, sunt două picioare. Și era un mit când eram eu mai mic, îmi spuneau, nu mai țin exact dacă părinții sau rudele, dar cu siguranță cineva din familie, păi pe vremea mea, dacă mergeai la țară și lăsai copilul acolo vreo două veri să umble de sculți pe pietrișul ăla, păi se rezolvă toate, pe terenul ăla accidentat se rezolvă toate. E așa sau nu e așa? Este foarte adevărat. Dar nu neapărat pe teren accidentat, pentru că acolo e greu să mergi pe pietriș sau te poți adapta în timp. Ideea este de a merge pe desculți, pe o suprafață un pic moale, gen iarbă, nisip, pământ, okay. Pentru că acolo intră niște mușchi ai gleznei în acțiune, care trebuie să regleze echilibru, sau sunt coordonați de echilibru să intre în acțiune, și atunci se diminuează sau dispare acest platfus. Dar depinde de vârstă, că dacă te duci acum să faci chestia asta... Poți să merg eu pe iarbă 3 ani, că nu mai are niciun efect, exact. Da. Dar, practic, în perioada în care noi purtăm Adidas și mergem pe stradă, prin oraș, să spunem, gleza noastră, să înțelegem că e puțin mai leneșă și nu depune atât de mult efort? Nu, da. Glezna este obligată să ducă într-o anume direcție dacă talpa în interior este foarte dreaptă. În interiorul Adidasului, în interiorul încălțămintei, trebuie să ai o anumită formă, să ridice un pic bolta plantară. Dacă este dreaptă și Adidasul nu e făcut cum ar trebui, îți ține piciorul foarte drept și atunci te duci în interior. Deci ar trebui să-i lăsăm pe cei mici, încă de mici, să meargă liniștiți pe iarbă, în picioarele goale, pe da. Nisip, la mare și așa mai departe. Deci este sănătos. Este foarte sănătos. Mersul desculț este foarte sănătos. De asta copilul când se ridică în picioare este recomandat să nu-l încălțăm. Lasă-l să exploreze, pentru că există această teorie. Se reglează de la sine. În prima fază, copiii când se ridică arată un val. O bază mare de susținere, picioarele depărtate, e normal să se ridice așa. Dacă îi încălțăm, le-am distrus percepția, propriocepția. Și vor rămâne niște deficiențe. Dar dacă îi lăsăm desculți, ei se vor adapta și vor înțelege cum. Pentru că nu e foarte plăcut să calci pe toată marginea internă a piciorului. Apar niște dureri, apar niște senzații neplăcute și atunci corpul, creierul știe și se reglează. Și începe, trage, ridică bolta, aranjează piciorul încât să fie corect aliniat. Îmi spuneai că la vârsta mea nu mai are niciun efect dacă merg eu acum desculți. Cam până la ce vârstă are efect această metodă? De a-l lăsa liber și să exploreze? Păi, am mai tot povestit-o, dar e bine că o repetăm. Dacă copilul s-a ridicat în picioare, merge singurel și după o lună el nu a reglat și în continuare prăbușit, trebuie văzut de ce. Nu lăsăm. Da, există acel mit. Lasă-l până la 6-7 ani că se reglează. Nu. Atunci, imediat, se întâmplă lucrul ăsta. Hai să zic că ne ducem la 2 luni. Dar
E foarte repede, copilul se adaptează imediat. El nu are nevoie de an de zile că se reglează și că la... Nu, el o face atunci. Este rapidă și pe moment, practic. Adică se vindecă în curs de, nu știu, mă gândesc, o lună, da, două. Da, varianta este ok. Am un copil cu un valg sau cu un picior plat, îl duc la mare, îl duc la țară, la bunici, la nași, îl las de sculț pentru că îl ajută. Îi arăt și niște exerciții, fac niște lucruri cu el cu piciorul gol, desculț. Când vin copiii în cabinet, eu nu lucrez cu ei încălțați. N-ai cum. Nu poți să faci corecție. Care sunt afecțiunile pe care le putem regla sau poate le putem diminua prin această metodă? În afară de platfus, mai sunt și altele pentru care mersul desculț este sănătos la copii? Nu neapărat. Putem influența. Putem influența niște genunchi, poate chiar și un pic șoldurile, dar în mod direct rămânem la nivel de glezne, pentru că e ideea de propriocepție. În momentul în care simți, așa cum ai spus și tu, în momentul în care te duc pe pietriș, na? Și ai luat o piatră în talpă, nu e deloc comod. Nu e cea mai plăcută senzație. Și atunci tu încerci să te adaptezi, să fii cât mai corect, cât mai aliniat. Na? În momentul în care te duci în nisip, na? Se scufundă, se afundă piciorul, tu trebuie să ai o anumită poziție, pentru că în momentul în care glezna calcă în interior și se prăbușește în interior, corpul se adaptează până la nivel de cap. Exact, la acea altfel poziție... ne-am prăbuși. Și în momentul ăla, corpul începe și activează noi mușchi sau alți mușchi, da, sinergiști, care să ajute poziția și începe și trage de gleznă. Că nu-mi place să mă prăbușesc, nu vreau să... În momentul în care am gleznă aici, trag și genunchii după mine, trag și șoldurile, tot trag și spatele, da? La un moment dat și umerii se rearanjează. Și de asta, ideea este că în momentul în care explorăm noi suprafețe de mers, rămânem la ideea de gleznă. În mod indirect putem să vorbim și de genunchi, dar altfel. Există riscuri în momentul în care lăsăm pe cei mici să meargă desculți? Mă gândesc că poate alergatul poate să implice ceva mai multă presiune la nivelul gleznei decât în momentul în care suntem încălțați și avem o talpă mai moale. Dacă alergăm pe asfalt desculți, mai ales că cei mici sunt destul de energici, mă gândesc că ar putea exista astfel de riscuri? În afara riscurilor de a te accidenta, tăia, zgâria, care evident sunt iminente din punctul meu de vedere. Ok, ești încălțat, dar poți să te zgâri mai sus pe tibie și n-ai scăpat. Nu există. Chiar dacă teoretic există o presiune mai mare, nu. În timpul alergatului sunt doar altfel disproporționate forțele. Dar greutatea corpului rămâne cam aceeași, nu? Nu se schimbă. Doar că trebuie să te apleci un pic în față, se schimbă un pic centrul de greutate și cum vin forțele. Dar copiii cu un platfus vor alerga un pic mai greu. Tocmai în asta, dacă las un copil și îl văd că aleargă desculț, e foarte bun și foarte ok, pentru că vine corecția. În timpul alergatului, contactul este mai mult pe partea din față, pe pingea, da? Pe antepicior. Da. Și e fix poziția de care avem nevoie pentru a face corecția într-un valg sau într-un picior plat. Da, noi trebuie să venim foarte mult pe vârfuri pentru a activa mușchiul gambier, care prearanjează călcâiul și mediopiciorul să iasă din poziția de valg. Aha, am înțeles. Deci, dar ar trebui să existe un echilibru între, nu știu, poate mă duc un pic prea departe acum, dar între cât stă copilul încălțat și cât stă descălțat? Adică se poate ajunge la altul lucru dacă stă prea mult timp descălțat? Nu. Nu cred, nu? Nu. Nu există, cel puțin științific, nu s-a dovedit. Există o singură, în principiu, o singură situație. În momentul în care mergi mai mult desculți sau oamenii care au crescut la țară și au mers mai mult desculți și au avut ocazia asta, au piciorul un pic mai lat. Pentru că în încălțăminte piciorul este un pic strâns. Da, și cu șiretul și stă exact în cușcă. Da, și ai un pic o altă formă. În momentul în care mergi desculț, corpul cere să acopere o suprafață cât mai mare. Și atunci piciorul se lățește un pic. Dar asta nu e o problemă.
Uite, tot am ajuns în zona aceasta, sunt foarte curios cum ar trebui să alegem încălțămintea celor mici. Ce fel de talpă ar fi mai potrivită, nu știu, în funcție de vârstă? O talpă mai moale, o talpă mai dură? Depinde de situația copilului. În anumite situații avem nevoie de talpă mai moale, dacă piciorul este mai rigid. Da? Trebuie să lăsăm un pic mai liber, să aibă posibilitatea că dacă piciorul este un pic mai rigid și l-am băgat într-o încălțăminte, o tare care iar se... rigidă nu ajută foarte tare. În situațiile în care piciorul este mai moale, un vald, ce am vorbit până acum, și am nevoie de o încălțăminte care să se ridice un pic pe gleznă. Da? Să fixeze un pic glezna și să susțină poziția. Da? Pentru că în momentul de valg, piciorul se duce inclusiv puțin mai sus, la nivel de maleolă, un pic în interior. Și atunci, dacă vii cu un suport, îl ajuți și îi oferi o stabilitate și el se poate corecta. Deci nu există un standard. Sunt perechi de încălțăminte care au talpă mixtă sau taloneți. O anume parte în față, de exemplu, e moale, în spate e mai tare sau depinde cum... Dar asta o hotărăște un specialist. Da, în funcție, se face, am mai vorbit noi, podometru și analiza mersului și în funcție de această analiză a mersului, vezi unde încarcă mai mult, unde încarcă mai puțin, cum să-l ajuți. Și dacă nu știm unde acționăm. Creezi o anumită talpă pentru fiecare pacient în pat. Florin, îți mulțumim foarte mult că ai fost și astăzi alături de noi. Mi-aș plăcut să discutăm poate puțin mai mult despre încălțăminte și cum o alegem. Poate lăsăm pe o emisiune viitoare, că ar fi un subiect foarte drăguț. Sigur. Însă, din păcate, acum publicitatea ne presează. Am ajuns la final cu matinalul, așa că îți mulțumim foarte mult că ai fost și azi alături de noi. Cu mare drag. Dragilor, ne revedem mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe Metropola TV, tot cu matinalul nostru, la fel cum îl știați, însă ni se alătură și Georgia. S-a întors din vacanță, dragilor, așa că mâine ne găsiți în formulă dublă. Vă pup și vă urez o zi mirobolantă! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.